scorul este acum 6-2 pentru Războinici. Se duelează Chiță și Cristian. 3, 2, 1. Cei doi revin pe traseu. Prima dată Chiță a fost învins de Remus, iar Cristian a adus punct pentru Războinici în fața lui Raul. Acum sunt la egalitate. Cei doi au trecut de platforma pe care au suspendat bila. Avans pentru Ghiță, a alergat mai bine Ghiță. Hai Ghiță, hai Ghiță! Contează însă finalul, cât de concentrați sunt când aruncă spre cuburi. Cristian a reușit să puncteze în primul lui duel în care a participat astăzi. Mai are două piese de fixat, a terminat acum Ghiță piesele de pus pe platformă. A terminat și Cristian. Aruncă primul Ghiță. Pe 1, ratează. De mai mult ori dă în același timp aproape cu Cristian. O piesă jos, dar Cristian mai are o piesă dărmată. Și Ghiță imediat după. Sunt foarte buni cei doi. Reușesc să dea piesele destul de repede jos. Este egalitate. Două cuburi date jos aproape în același timp. Acum avantaj pentru Ghiță, a mai dat un cub. Bravo, mă! Bravo, Ghiță, bravo! Încă unul Ghiță, mai are doar 3 piese de dărmat, iar 5, Cristian, s-a dus Ghiță să recupereze mingile. A luat 4 mingi cu care speră să dărâme tot. Să vedem. Da, reușește încă o lovitură bună. Ghiță mai are 2 cuburi, 2 piese de dat jos. 3-ul și 6-le. 5, Cristian. N-a fost seria lui Cristian. Mai dărâmă Ghiță încă una, mai are un singur cub. Vine și replica lui Cristian, 2 lovituri perfecte. Un cub de dat jos pentru Ghiță, 3 pentru Cristian. Îl dă jos până la urmă Ghiță și reduce din diferență. Și au revenit oare faimoșii? Să vedem. 6-3 pentru Războinici. Asta e cel mai important. Deci asta e mișcare. Da. A da. Și la da. Da. Tu mi-ai explicat și de aia. Înghiță cât să deși cum ai. Uite-te la mine. Uite-ți mâna cum trebuie. Picior, mâna aceeași în față. Aici a plecat și o duci. Și ai ochiul pe țintă. N-are cum să nu se ducă. N-are cum. Nimic imposibil. Haideți, 4 puncte. Forța! Și ne concentrăm. Războinici? Lasă la 3 pentru Războinici. Duel Grațiela și Claudia. 3, 2, 1. Claudia este pentru prima dată pe traseu. Ar putea fi și ultima, pentru că este nominalizată la eliminare. Să vedem dacă va ieși cu fruntea sus ca o învingătoare sau va fi înfrântă de Grațiela. Grațiela a pierdut duelul precedent în fața Emei. Așa că ambele sunt în fața primului punct. Bravo! Și acum sunt la egalitate. Bravo, Grați! Bravo! Bravo! Pun mingile în coșuri în același timp și se duc în același timp să arunce piesele spre platforme. Trebuie să le fixeze de la 1 la 7 în ordine, iar apoi să le dărâme lovind cu mingile în ele. Nu se acceptă loviturile în platformă, iar ulterior să cadă cuburile. Bravo, bravo, bravo. Trebuie să vedem bravo. Contact bravo. Între mingi și cuburi. În același timp au terminat și de aranja piesele. În același timp este egalitate. Hai, ochiul pe țintă, dă-i! Aruncă prima Claudia, ratează. Dărâmă însă din a doua lovitură. Două piese în același timp aproape dărâmate de Claudia, una după alta. Lovește și cinciul Claudia, dar rămâne în continuare acolo pe platformă. Îl dărâmă până la urmă, are 3 piese dărâmate Claudia. Grațiela nu reușește să scape de niciuna. Ba da, ba nu. Doiul rămâne și el fixat. Mai dărâmă Claudia încă o piesă, mai are doar 3. Lovește Claudia spre 3 de mai multe ori, îl atinge acum. Dar rămâne piesa. Bravo, bravo. Grațiela lovește 7-le. Și el rămâne pe platformă, scapă însă de 6. Claudia mai are doar 2 cuburi de dărmat. Două, una după alta, ia. 6 piese la Grațiela.
Claudia lovește doiul. Se încăpățânează însă piesa aia să rămână pe platformă. O auzi? O auzi pe grație. S-au dus fetele să recupereze mingile. Claudia fixează doiul înapoi. Aruncă Grațiela prima, ratează însă, e departe. Claudia e foarte aproape de ambele piese. A lovit acum în platformă și l-a atins pe amândouă, însă amândouă au rămas. Lovește în continuare Claudia în doi. Nu vrea piesa aia să cadă de acolo. Grațiela trebuie să facă ceva să recupereze. Aruncă, dărâmă doiul. Claudia și mai are o singură piesă. Lovește unul, lovește în cubul ăla, dar rămâne acolo. Aruncă și Grațiela din nou. Mai are un singur cub de dărâmat Claudia. Ratează însă. Grațiela lovește spre patru, dar nu-l dă jos. Se enervează Grațiela. Aruncă acum din nou Claudia spre 1 și îl dă jos. Închide duelul și aduce un nou punct războinicilor. Este 7-3 pentru echipa albastră. Bravo! Am dat, dar nu ce dăm, nu ce dăm, nu ce dăm, putem să mai luăm. Ce am greșit? Zi. Mai duceai mâna mai prea în jos, o duceai aici, în loc să o duceai aici, o duceai în jos. Atingeai și nu reușeai să le dărâm, cum greșeam zilele trecute. Baste, Cezar, hai, Cezar. Hai, Cezar, concentrați-te și respiră. Pentru Ali. Haideți pentru Ali. Ali! Hai, toată lumea! Nu te agiți deloc! Deloc! Scorul este 7-3 pentru războinici. Se duelează Cezar și Andy. 3, 2, 1. Andy e prima dată pe traseu. La prima alegere a fost lăsat deoparte. Cezar a doua oară, dar a fost înfrânt prima dată de către Andrei. Acum cei doi sunt la egalitate. Doi concurenți puternici. Va reuși Cezar să reducă din diferență? Cum spuneam, va fi balaur sau va mări diferența? Andy. Și-au aruncat piesele și acum le fixează pe platformă. Sunt 7 cuburi. Trebuie puse în ordine. Să nu treci în linia albă! În duelul precedent, Cezar a fost la o secundă de punct. A fost însă mai rapid Andrei. Acum loviturile noi. Cezar împotriva lui Andy. Andy împotriva lui Cezar. Lovește Andy în patru, dar rămâne acolo piesa. Dărâmă însă Cezar doiul și Andy imediat patru. Egalitate, ba nu, avans acum pentru Cezar. Două piese dărâmate, trei de Cezar. Trei, patru piese de Cezar dărâmate, una după alta. Și Andy mai dărâmă o piesă și el. Bravo! Bravo! E 3-2. El mai are două, Andy. Avantaj acum pentru Cezar. Mai trebuie să dărâmă Cezar două piese, trei Andy. Alea trei. Lovește în șase Cezar, dar nu reușește să-l dea jos. Bravo! Scapă acum însă de piesa cu numărul 7. Mai are o singură piesă, Cezar. Șasele. 3 însă, Andy. Care va lovi mai bine acum? Scapă Cezar de ultima piesă și aduce punct faimoșilor. Diferența se micșorează. Este 7-4 pentru războinici. Bravo, bravo, haide. Bine, Cezar, bravo, haide. Bravo. Bravo, vino, bravo, mă. Încă 3 puncte și vino. Foarte mai bine. Zine. Maxim pe traseu, maxim acolo. Da, Hai, Lola. Da, voi da, face, da, facem, facem. Da, dar o să mă ia pe mine jos în față la ăsta. Băi, capul sus. La sfârșitul ăsta eu sunt sus. Mândră, capul sus, păi zâmbim capul sus, da. Și de aici împinge înainte, da? Hai, Lola! Hai, Lola! Hai, Ana, ia-ți-o!
7 la 4 pentru Războinici. Duel între Ana și Lola. 3, 2, 1. Are nevoie Ana să știe ce face băiețelul ei. Are nevoie să știe ce fac cei 7 frați. Iar Lola grabește de la mamă. Așa că trebuie să aducă puncte. Echipa care va câștiga astăzi va primi scrisori și fotografii de la cei mai dragi oameni de pe planeta asta pentru ei. Avans pentru Ana acum. A ajuns la piese și le aruncă în forță, foarte departe, aproape de platforma respectivă. Bravo! Bravo! Două piese puse de Ana, trei acum, trei și de către Lola. Mic avans pentru Ana totuși. Hai Ana, haide, haide! Finalul, cum va ori arunca? Ana a reușit să puncteze pe traseul ăsta astăzi. Haide! Lola a pierdut însă în fața Asianei. Și-au aruncat bilele, le-au adus pe toate foarte aproape de ele și aruncă. Aruncă prima Lola, ratează amândouă concurentele. Continuă ratările, dărâmă Lola prima, o piesă. Și pe a doua imediat. Incredibile cele două lovituri ale Lolei. Continuă să rateze Ana. A punctat în primul duel, dar acum nu nimerește. Ba da, dărâmă până la urmă o piesă. Avantaj de o piesă pentru Lola. Mai dărâmă Lola una, trei piese, patru piese dărâmate, una după alta. Mai are doar două cuburi acum. Două cuburi mai are Lola pentru a aduce punct echipei ei. Dărâmă Lola în continuare, dărâmă una și Ana. Dar Lola are distanță. Bravo, un singur cub de dărâmat pentru Lola, cinci de către Ana. Mai poate recupera Ana, să vedem. Nu! Este punct adus de Lola. Nu te învață niciodată în ori să te bați în afara regulului! Ei, și eu sunt luptător, mă, mâncați așa, nu se reacționează așa! Te-ai spart nasul! Te-ai spart nasul! Băi, ești femeie! Ești mamă de băiat! Ce am dat ție la copil? Te vede o țară întreagă! Asta nu e sport! În sport nu te învață așa ceva! Ana, nu poți să faci chestii de genul ăsta și eu-s luptător, dar nu mă duc să dau cu pumnul sau cu capul la unul pe stradă, Ana. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.